Explozia a avut loc imediat după miezul nopții într-o garsonieră de la etajul 3 al unui bloc de garsoniere. Oamenii s-au trezit din cauza zgomotului puternic al deflagrației. S-au acumulat gaze pe balcon, deci pe balcon a fost centrala. Așa, dar și a făcut o explozie care a bubuit și la vecin. Ați auzit-o puternic? Da. Dar mă culcasem. Am sărit în pat și eu și nevasta și am fugit afară. Asta am făcut. Ne-am îmbrăcat și afară. Am sunat la 112. Se impresia că a fost cu tremur la început. Am deschis geam, am auzit resturi de geam, de tâmplărie. Și am avut smurdu, pompierii, poliția și jandarmii, toți care au participat la eveniment. Am auzit o bubuitură puternică. Eu am crezut că bubuitura s-a întâmplat la noi în casă, s-a bubuit frigiderul. Am ieșit să văd ce s-a întâmplat. Am observat ușa de la intrare care era spartă și întredeschisă și era spartă. Și am auzit că lăgie pe culoar. Stați la etajul 3? Da, lângă garsoniera cu pricină. Proprietara în vârstă de 75 de ani, care a suferit arsuri și traumatisme grave și are afectate căile respiratorii, este internată la terapie intensivă la Spitalul de Urgență din Slatina și soțul acesteia, în vârstă de 81 de ani, a fost internat, dar are arsuri și leziuni ușoare. Alte două locatare au primit asistență medicală. Una a suferit un atac de panică, iar cealaltă a acuzat probleme respiratorii. Au fost mobilizate resurse de la detașamentul Slatina, în total peste 30 de pompieri cu autospeciale pentru stingere cu apă și spumă, autospeciale pentru intervenție la înălțime, echipaje de prim ajutor, autospeciale pentru victime multiple, dar și echipaje de la serviciul de ambulanță s-au deplasat la fața locului. Explozia a fost urmată de incendiu, fiind afectate două apartamente. Deflagrația s-a produs cel mai probabil din cauza unei acumulări de gaze la centrala termică a garsonierei. După expertizarea făcută de reprezentanții Inspectoratului Județean în Construcții Olt, s-a stabilit că nu a fost afectată structura de rezistență a blocului, iar locatarilor celor 20 de garsoniere li s-a permis să revină în locuințe.